Salut băieți, eu sunt Ionuț și astăzi o să vă învăț cum puteți să vă ștergeți un cont de YouTube sau de Google. Dar înainte de asta v-aș ruga să vă uitați până la finalul videoclipului. De ce? Fiindcă nu prea vă uitați așa de mult la videoclip. Vă uitați numai 11 secunde, ce înseamnă? Așa, înainte de asta v-aș ruga să fiți atenți. Vă mai aduceți aminte când am spus că vă explic cu ce o să, cu ce filmez eu și cu ce editez? E bine, filmez cu chestiile astea. Na, chestia asta trebuie să plătești bani. Asta, debut video, capture și tot trebuie să plătești bani la asta. Dacă recomandat, aici puteți să vă folosiți o schemă. Deci, intrați, faceți câteva, o să vă ceară bani, o dezinstalați și o instalați din nou și nu vă mai cere. Dar trebuie să ștergeți toată memoria ăstuia. Ok. Ei bine, haide să nu mai trâncăm și să începem. Deci intrăm frumușel. Intrăm în YouTube Studio. Ei bine, ăsta e canalul meu. De ce nu vă abonați? Explicați-mi. De ce nu vă abonați? Vă învăț multe chestii utile. Acum, na, un om nu caută The Kid Master Gamer. Nu, el nu caută așa. Caută ce are el nevoie să caute. Adică să spunem, cum să-ți faci un cont de YouTube. Ei bine, na, sau cum să-ți creezi unul. Acum caută pe YouTube și găsește ce prinde. Ok. Hai să nu mai discutăm. Deci ne ducem aici la cont. Ne ducem la... aici. Puteți să vă deconectați. Adică deconectați înseamnă altceva. Care o să vă explic eu mai încolo. Și vă duceți aici. Ok, vă duceți aici. Asta vă este canalul care v-am explicat. Bine, acum nu ne interesează pe noi chestia asta. Ne interesează să ne ducem la setări. Setări. Dăm la setări avansate. Așa. Și vedeți aici, ștergeți-vă canalul și așa vă puteți șterge canalul. Dar înainte de asta v-aș ruga să nu vi-l ștergeți. Dacă știți că nu sunteți pricepuți și nu vreți să mai faceți niciodată. Deci ascultați-mă, să vă spun o poveste. Prima dată când am făcut YouTube nu știam nimic despre asta. Apoi n-am câștigat niciun abonat. Da, nici acum n-am câștigat, fiindcă sunt extrem de nou. Da. Și nu mă simțeam să-mi le șterg, dar am spus, nu le șterg. Dar recomandat pentru voi este să nu le ștergeți dacă știți că vreți cu adevărat, dar nu puteți. Deci, nu vă opriți din munca voastră. Încercați până vă explodează pepenii din cap. Că și eu am ajuns aici să vă informez și să vă explic și să ajungeți youtuberi ca mine. Așa, deci, dacă ștergeți, dacă vreți să apăsați pe ăsta, o să vă șteargă canalul. Na, puteți să vi-l ștergeți dacă vreți, na, în caz de nu v-ați plictisit de el, vreți altul, nu? Să mai cum. Și așa o să continuăm la nesfârșit. Ei bine, haideți să ne ducem la aici. Ne ducem la ăsta, dacă vreți să vă ștergeți și contul de Google. Vă duceți la stați așa că nu mai știu pe unde e. Unde ești tu? Unde te pitești? Ah, deci fiți atenți. Deci apăsați pe oricare buton de acolo, dacă ați văzut. Și aici vă arată, șterge un serviciu. Puteți șterge un anumit serviciu Google din contul
DVC, adică dumneavoastră, cum ar fi YouTube sau Gmail, cum v-am spus eu înainte. Puteți să vă ștergeți contul de YouTube. Sau șterge contul Google. Puteți șterge definitiv, deci vi-l ștergeți definitiv. Într-un fel anume, știți acel moment în care aveți prea multe conturi și vreți să vi-l ștergeți pe unul? Ei bine, așa mi s-a întâmplat și mie. Da. Dar nu v-am povestit ceva ce tâmpit îs, Doamne. Nu v-am povestit cum vă puteți pune poza, așa. Deci poza este foarte simplu de pus. Deci, dați aici la schimbă. Hai să căutăm direct din Google. Bine, deci, na. Dacă vreți o poză ca lumea, să spuneți, na, cum am eu. Gamer. Gamer. Vă duceți la imagini. Faceți așa, hopa. Îmi cer scuze că nu se vede. Și dați drag. După ce ați dat drag, vă duceți aici. Și dați la schimbă. Opa, opa. Vă duceți aici. Sau aici. Na, eu folosesc Windows 10. Deci, nu mă interesează. Și acum vă duceți la imagini. După ce v-ați dus la imagini, dați drag la foaie și vi s-a pus. Acum, dați aici, schimbă, dați la imagini și vi s-a pus. După ce vi s-a pus, dați aici la deschidere, vă puneți cum să arate, fiindcă na, nu vi-l pune toată imaginea, vă pune cât vrea. Și așa a trebuit să arate. Fiindcă mi-am adus și eu aminte că nu am povestit cum să spui imaginea. Să arată. Informații de bază bă, puteți spune aici, canalul tău, adresa URL. Și cred că o să vorbim mai încolo cum să vă sponsorizați pe gratis pe cineva. Cum să vă explic eu să-l sponsorizați pe gratis? Adică știți acel moment în care vrei să primești un pic mai mulți bani și te gândești cum să faci asta? E bine, așa faci. Dacă sponsorizezi pe unul, pe gratis primești bani. Dar foarte important, dacă vreți să primiți bani, trebuie să așteptați până la videoclipul viitor. E bine, eu am fost Ionuț Gaming. Sau puteți să spuneți The Kid Master Gamer și o să ne revedem pe data viitoare. La revedere, gamerilor!